Eu vă întreb atunci, răspundeți. Lucrăm mai departe la exercițiul 7. Ce ați observat la exercițiul 7? Așa, și acum facem un exercițiu. Ce este scris în primul oval, citesc fetele. Ce este scris în al doilea oval, citesc băieții. Fetele întrebăm. Și băieții îi răspund. La patinoar. Bravo sunteți. Micasia, ascult ce ne spui tu, ce trebuie să facem la exercițiul 8? La exercițiul 8 trebuie să construim o propoziție. Așa, tu spui propoziție. Cine? Ce trebuie să povestim? Un text. Un text? Povestim? Cineva mi-a spus aici. Bravo! Mă numesc Mihai Matăș și mie îmi place de doamna învățătoare pentru că este deșteaptă. Mă numesc Alexandru Ciubotaru și mie îmi place de doamna învățător, ne învață orice nou. Eu sunt Denisa Prisacar și îmi place de doamna învățătoare fiindcă este frumoasă. Pe mine mă cheamă Devi Coipa, mă împarșă de doamna Ana pentru că ține ca Mihai Eminescu și ca poeta Viena și ca Ion Chiangă. Toată ziua aș cânta multe cântece cu ea. Și așa, Dumitru, cum aș mai cânta? Bravo! Liviu! Mie foarte mult îmi poate cânta că în fiecare zi mă vedem câteva nou. Câteva nou. Ceva nou, așa? Mihai? Îmi place la scară pentru că muncim. Bravo! Foarte frumos! Muncim! Încă de ce, Ionel? Nu? Mie îmi place. Mie îmi place la școală când învățăm teste. Bravo, Aselie. Mie îmi place la școală când învățăm multe. Așa că pe doamna Ana Aramă o cunosc de o viață. Este o învățătoare cu o atârnare foarte serioasă față de lecții, față de elevi. Lecțiile doamnei Ana sunt bine organizate. Dumnezeu organizează atât măsuri extrașcolare și în cadrul raionului, cât și în cadrul școlii, unde sunt implicați foarte mult părinții împreună cu elevii. Îmi place profesoara doamna Ana Aramă de istorie. Ea ne predă foarte bine lecțiile de istorie și ne explică totul excelent. Ea este profesoară și la clasele primare, dar ne ocupă pe noi cu istoria. Explică foarte bine și ne predă foarte bine totul. Vreau să spun despre Ana Aramă, că este o fire mereu ingenioasă, creativă, receptivă la toate cerințele zilei de astăzi și lucrează cu un colectiv de copii pe care îi conduce spre țara cunoștințelor, formându-le competențe nu numai ca elev, dar și ca un cetățean, pentru că participă și la multe activități de voluntariat în comunitate și promovează imaginea liceului pe toate căile care sunt posibile.
Despre doamna Ana Ramă o cunosc de mult ca învățătoare, cu suflet mare, în sens larg acestui cuvânt. Este un om care mereu lucrează asupra formării competențelor la elevi, de a se integra cu drepturi depline într-o societate democrată. Are relații frumoase atât cu elevii cât și cu părinții. Pe parcursul activității sale promovează modul de sănătate sănătos și foarte mult lucrează asupra creativității elevilor.